Ok, deci salutare lume, eu sunt Alex și astăzi vreau să vă prezint echipa lorzilor din FIFA 15 New Season. Glumesc, așa e. Vreau să vă prezint echipa României, cei mai buni jucători români în FIFA 15 New Season. În poartă l-avem pe Costel Pantilimon, care e un portar foarte bun, unul dintre cei mai... Nu, e cel mai înalt din joc, dacă nu mă înșel. Are 80 diving, handling, 81 reflexes, iar 82 la poziționare. Cel mai bun portar român pe departe, deci Tătărușanu e mult sub el. E un portar bun. Vi-l recomand și vouă. Mergem mai departe, iar pe linia de fund îl avem pe Ștefan Radu. Are aproape 80 overall, 78 la pace, defending 84, iar physical 78. Un fundaș foarte bun, poate fi folosit și pentru echipele de serie A mai ieftine, ca să zic așa. Ce să zic, dacă nu mă înșel, el și cu Pantilimon au cel mai mare rating din această echipă, da, deci este un jucător foarte bun. Mai departe îl avem pe Vlad Chiricheș. Chiricheș. Nu este el cel mai înalt jucător, însă are niște statistici demențiale. 75 pace, foarte bine pentru fundaș central. De fapt, are toate statisticile pe verde, în afară de passing, unde ești normal. Defending bun, fizic bun, deci da, și el merită într-o echipă de serie A ieftină. Mai departe îl avem pe Rada. Aici, în mod normal, venea Florin Gardoș, însă... Da, credeam că nu-l am. Ce prost sunt câteodată, da. Râsfă. Acesta este cu mult mai înalt decât Vlad Chiricheș, însă și mult mai încet. În defensivă se descurcă puțin mai bine, ca să zic așa, decât acesta. Cei doi fac o pereche destul de bună. Nu am ce să zic mai multe despre acesta. E un fundaș ok. Fundaș dreapta, singurul de pe această poziție din joc cu naționalitate română este Ronny Philip. Știu, probabil nu ați auzit de el. Evoluează în Liga a doua a Germaniei. Are niște statistici foarte bune, aproape 80 la pace. Ne bucurăm că i-au dat naționalitatea română, pentru că are și naționalitate germană. Da, cum spuneam, ne bucurăm că i-au dat naționalitate română, pentru că dacă nu era el, nu aveam ce să pun pe poziția asta. Mijlocașul nostru defensiv este Alex Borceanu, îl știți și voi, acum e la Steaua. Nu este cel mai strălucit jucător, statistici ok la passing, defending și fizic. În rest cam slăbuț, nici nu aveam ce să pun aici. Mergem mai departe la mijlocașul nostru stânga, Gabriel Torje. Unul dintre cei mai buni jucători ai acestei formații are pace 82, shooting 68, passing 67, dribbling 76. Deci este un jucător foarte bun dacă îți place viteza și dribbling-ul. 4 stele weak foot, 3 skill move, un jucător de-a dreptul demențial pentru această echipă. Pe poziția de mijlocaș dreapta trebuia să fie în mod normal Mihai Roman. Mă scuzați, trebuia să fie Mihai Roman, însă nu l-am găsit nici pe market, așa că stați să văd. Nu, nu e la mine. Așa că l-am pus pe Adrian Stoian și el evoluează în Liga a doua, dar a Italiei. Are pace destul de bun, 78, dribbling la fel, iar restul statisticilor nu sunt prea bune, dar nici nu are nevoie de mai mult. Un jucător destul de bun, ok. 4 stele weak foot, 3 skill move. Mergem mai departe la unul dintre cei mai buni jucători a acestei formații, Goldrar Alexandru Maxim. Evoluează, după câte știți și voi, la Stuttgart. Pace 75, shooting 70, passing aproape 80, 79, dribbling 80, ceea ce îl ajută foarte mult, mai ales că are și 5 stele la skill move. Dacă stăm să ne gândim așa, e ceva, pentru că sunt mai puțin de 20 de jucători, dacă nu mă înșel, în FIFA 15 care au 5 stele la skill move. Deci e wow!
Și am ales formația asta ca să îl evidențieze acolo, să stea în spatele atacanților. Părerea mea e că cel mai bine îi stă acolo, deci da, un jucător foarte, foarte bun. L-avem aici pe zeul Bogdan Stancu, zeul penaltiurilor. Pace ok 74, shooting la fel 73, dribbling 68, iar fizic 72. 3 stele weak foot, doar 2 skill move, destul de rău. E un jucător ok, își face cât de cât treaba, nu am ce să zic. Nu e nici cel mai bun, dar nici cel mai rău jucător al formației. Avea și niște variante în form, însă nu am mai vrut să le iau deoarece îl aveam pe acesta deja în club. Mergem mai departe la ultimul jucător al acestei formații, al doilea inform al lui Florin Andone. Deci să ai două informuri în același an în FIFA. Florin Andone. Nu știu dacă s-a mai întâmplat așa ceva cu un român. Deci e ceva. Pace 79, shooting 83. Cel mai bun jucător român aici. Fizic 80, dribbling 76. 3 stele, skill move, 3 weak foot. Un jucător foarte bun, e cam cel mai bun jucător al acestei echipe. Viteza aia e de 79, însă în joc pot zice că este peste 85. Îmi place foarte mult cum joacă. Marchează mai în toate meciurile când joc cu această echipă. Deci, da, își merită locul acolo, cu siguranță. Și cam asta este echipa, să vă arăt ce am și pe banca de rezerve. Îl am pe Răzvan Raț, un jucător bun, Tătărușanu la fel, Ionuț Rada și cu Raul Rusescu, Latovlevici și cu Marica, iar ultimii sunt Sepsi și cu Popescu. Bun, păi și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe dacă ești nou, iar până mâine, numai bine!